Prin chinuri cumplite a trecut timp de 3 zile o femeie de 41 de ani din localitatea Cotul Minculinți, comuna Coțușca. Femeia a plecat de acasă și nu s-a mai întors, iar speriată familia a cerut duminică ajutorul polițiștilor pentru a o găsi. Erau speriați că ceva rău i s-a întâmplat femeii și, din păcate, presimțirile lor sumbre s-au adeverit. Ieri, în jurul orei 14, femeia a apărut în localitatea de domiciliu într-o stare critică. Avea mâinile legate la spate și multiple urme de violență la nivelul feței și al corpului. Era în stare de șoc și abia putea să mai vorbească. Tremura și era extrem de agitată. Cu greu a reușit să le spună părinților ei ce i s-a întâmplat. Oamenii spun că victima a dispărut tocmai de vineri seară din apropierea casei părinților. De vineri seară? Da. Mi-a dispărut de pe bancă, de la... Baba asta. Băboi ăsta. Da. De pe bancă. E o bătăiență cu criminalul. Da. Îl cunoștea? De cum? Dacă vine la dânsa. Da, lăsați să vorbească, da. Da, vine la dânsa, vine. Rudă, nu, Nica, nu. Nica, îl pripășă. Vine și vine și îmi spune baba că dacă vine cineva să-ți retragi plângerea mai violentă. Eu am dat un urmăriri și e, când am văzut că o caută și pe dânsa, vine la mine aici, la parte, ar trebui să-ți tragi. Mama lui? Nu, baba asta din vicina. Să-ți tragi tu plângerea că e o duș și bine, da, bune, că azi da, te sfimă. Da, e o duș și bine. Dacă mai era la noapte, era gata. Adică, plinca. Părinții care sunt oameni în vârstă au avut un șoc când și-au văzut fiica arătând atât de rău. Dar cum a venit ea acasă? Da, legată, tată. A venit cu mânuțele, așa, cu o funie de la joaca lui, că avea haine militare. El? El avea haine militare. Și o luat sfoară și aia, că e groasă de unde e. Și tot era la gât. Aici. Și o legat-o cu funia aia, o legat-o și ciorut-o ei aici, era curmat, tot intrat. E tot făbăzit, e goleanul. Da. După ce agresorul a lăsat-o în mijlocul câmpului, victima a mers până în sat, în chinuri greu de imaginat. Ea s-a târât până aici, cred în sat, că nu? Așa a venit, așa ea. Și este urma ei cu un calcat prin țărne, unii prin popșori. Ei ne-au zis mie, prin spuse, că s-a dus după apă el. Dar el nu s-a dus după apă, el cred că a lăsat-o să moare. Dar unii nu țin în minte, zici în izlaz, în izlaz. Este terlele, este de izlaz. Dar unde? Pe câmp a dus-o, pe nu? Pe câmp, da. Și câte zile a ținut-o? 4 zile. Adică de vineri seară la ora 9, până ieri la ora 2 sau... unul sau două. Individul este acum căutat de polițiști. Unul dintre frații victimei susține că l-a văzut noaptea trecută, însă nu s-a putut apropia de el să vorbească de teamă. Și el acum unde e? Da, unic, umblat. Nu-l poate găsi. Nu-l poate găsi și băieții nu e umblat așa. Îl caută poliția prin peste tot, nu? Da. Cu asta, cu tronul este pe sus. Cu câini. Nu, spune că a dus și dronul. Da. Cu câini l-au căutat. Cu câini, au venit cu câini de la Botoșani. Doi câini. Ce, l-au găsit pe el? Da. Că noi am mers pe drum. L-au găsit? Da. Nu l-au găsit, noi l-am găsit. Pe cine l-ai găsit? Pe Sorin Mihalache. Ăsta și unde e el? Partea aia lantă, spre vale. L-am găsit aseară. Și acum unde e? Acum nu știu, aseară a fost prin porumb, plecat-o. A, dar nu l-ați prins? Nu l-am prins. Dacă l-a prins poliția, e băieț cum să-l prins. Da, și care 2 metri. Dar ai reușit să vorbești cu el? Nu. Vă e frică de el? E mare sau... E mare, menal ca noi. Oamenii legii au făcut filtre la intrarea și la ieșirea din localitate și au oprit toate mașinile în încercarea de a-l găsi. Poți așa bucisem la poliția municipiului, ce scăpire? Da, e regulă. O zi bună. Femeia de 41 de ani a fost identificată de către polițiști pe raza localității de domiciliu. Aceasta prezenta mai multe leziuni la nivelul feței și corpului. Femeia a declarat că a fost ținută împotriva voinței sale pe un teren viran de pe raza localității de către un bărbat pe care îl cunoștea, fiind violată și agresată de către acesta. În continuare se efectuează cercetări
pentru identificarea autorului și tragerea acestuia la răspundere. Victima a fost transportată inițial la spitalul din Săven, de unde a fost transferată la Botoșani, și medici au fost îngroziți de chinurile la care a fost supusă sărmana femeie. A fost adusă la camera de gardă Săveni, ulterior transferată la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean pentru investigații și tratament. În prezent, starea generală este stabilă și va fi internată pe o secție cu profil chirurgical în cadrul Spitalului Județean de Urgență Botoșani. În cauză se continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, lovire sau alte violențe și viol, precum și în vederea depistării autorului și dispunerii măsurilor legale ce se impun față de acesta.